Salutare, prieteni! Partea 7-a a proiectului Luxemburg. Continuăm de unde am rămas, mai exact la instalarea inelor de cupru pe cilindrii, iar videoul de astăzi o să fie unul scurt și sumar. Și după cum o să aflăm ulterior, câteodată nu totul decurge așa cum ne-am dorit, în cazul de față fiind vorba de inelele de cupru. După așezarea inelor de cupru pe poziție, urmează instalarea cilindrilor în bloc. Pentru verificarea nivelului cilindrilor față de bloc, o să folosesc acest ceas comparator. Sau se mai poate folosi pentru măsurare un set de lere împreună cu o reglă de precizie. Este recomandat ca măsurarea nivelului cilindrilor față de bloc să se facă în 4 puncte diferite pentru fiecare cilindru. Ieșirea cămășilor față de bloc, recomandat de către fabricant, este situată în intervalul 0,12-0,16 mm. După cum putem observa, după măsurarea primelor 2 cilindri, valoarea obținută este de 0,14 mm, ceea ce este perfect, dar o să vedem că nivelul pentru următorii 2 cilindri, valoarea obținută este de 0. Și asta pentru că a trebuit să instalez câte 2 inele de cupru pe fiecare cilindru pentru a obține un nivel corect. Și pentru că am avut doar 6 inele disponibile, ultimele 2 cămăși au doar un inel de cupru instalat. Așa că sunt nevoit să mai comand un set de inele de cupru și pentru a nu bate pasul pe loc, trec la asamblarea unor componente auxiliare, cum ar fi pompa de apă, capacul de distribuție se poate observa că folosesc de fiecare dată vaselină pe care o aplic pe garnituri pentru o fixare și o etanșare cât mai corectă. Instalarea capacului de distribuție este provizorie, neavând în momentul de față niște șuruburi cu cap de imbus pentru fixarea acestuia. Urmează filtrul de ulei, pe care îl găsesc generos. Dar și pompa de benzină. Până pe data viitoare, sper ca setul suplimentar de inele de cupru o să ajungă la timp și să pot trece la instalarea pistoanelor și a chiloasei. Vă mulțumesc pentru vizionare!